Polițiștii și sindicaliștii ies în stradă din cauza creșterii vârstei de pensionare. Marile confederații sindicale anunță guvernul de lipsă de respect și susțin că nu vor să fie tratați ca niște cobai fiscali. În imagine, în momentul acesta, îi vedeți în direct pe rezerviștii care protestează și ei, până și generalii în rezerva ai României se declară sfidați și ignorați de guvern. Imaginile sunt în direct de la Catedrala Mântuirii Neamului, acolo unde s-au adunat filiale județene ale Asociației Naționale a Ofițerilor în Rezervă. Un castel în Franța, un palat de 1000 de metri pătrați pe o stradă construită pentru un singur om, despre averea impresionantă a unui primar care conduce Sinaia de 20 de ani, într-o investigație publicată astăzi de Recorder, vă prezentăm imaginile în câteva minute la News Pass. Mâine începe oficial campania electorală. Candidații anti-Nicușor Dan se vor lupta între ei până la capăt. Nimeni nu s-a retras din cursă, nici măcar Piedone, care a inaugurat piața Rahova fără aviz la incendiu. Imagini impresionante venite astăzi de la Moscova, urmărim câteva dintre ele. Permitem nimănui să ne amenințe, acesta este mesajul lui Vladimir Putin la marea paradă de ziua Victoriei care a avut loc în urmă cu mai puțin de o oră la Moscova. Președintele rus a dat asigurări că forțele armate pe care le conduce sunt în acest moment în alertă maximă. Vă spuneam, cadrele militare în rezervă ale României protestează la această oră. În fața Catedralei Mântuirii Neamului s-au adunat deja, în momentul acesta, rezerviști din județele Galați, Vaslui. Avem o legătură telefonică directă cu domnul Virgil Bălăceanu, este reprezentant al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună ziua, domnule Bălăceanu, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Îi salut de asemenea pe domnul Gheorghe Falcă, este europarlamentar al Partidului Național Liberal. Bună ziua, domnule Falcă, mulțumesc pentru intervenție. De asemenea, ni se alătură senatorul Bogdan Matei de la PSD. Bună ziua, mulțumesc mult, domnule Matei. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. În legătură directă, jurnalistul Ciprian Purice. Ciprian Purice, mulțumesc că ești alături de noi astăzi. Sărut mâinile și Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Domnule general, încep cu dumneavoastră. Au început deja să se adune în minutele următoare. Vom vedea, îi vedem deja pe ecran pe colegii dumneavoastră. Sunt ofițeri în rezervă din toată țara, nemulțumiți de felul în care sunt tratați de guvern. Discutam și zilele trecute despre faptul că nu este un semnal bun pe care România îl dă prin exprimarea publică a nemulțumirilor militarilor ei cu un război la granițe. Ce sperați să obțineți prin acest protest? În primul rând, legat de protest, și vă mulțumesc foarte mult că faceți cunoscut acest lucru în vechii țări, vorbim nu numai de rezerviști, vorbim și de veteranii din teatrele de operații. Ei sunt prezenți alături de noi, inclusiv cei răniți în teatrele de operații vor participa la acest meeting, pentru că este o acțiune comună a diverselor asociații, a corpului celor în rezervă și în retragere. Includem aici și o parte din sindicate, inclusiv Asociația Națională a celor din penitenciare, a pensionarilor din penitenciare. Deci este un efort mai larg prin care încercăm, neavând până acum nicio soluție adecvată, ca să reparăm cel puțin un alt drept care ne-a fost confiscat. Ce ne-a fost confiscat? Un drept la actualizarea pensiilor militare de stat. Pensiile militare de stat, care nu sunt pensii speciale, dar iată, noi a trebuit și trebuie să suportăm în continuare o asemenea înjosire, nu-i putem spune altfel, dar pensiile militare de stat sunt înghețate.
ele nu se mai actualizează, ceea ce înseamnă o discriminare în condițiile în care pensiile din sistemul public au crescut, nu cu cât și-ar fi dorit în mod îndreptățit pensionarii, dar în ultima perioadă asistăm la creșteri progresive prin creșterea punctului de pensie. Militarii sunt discriminați. Noi avem o altă discriminare în interiorul corpului de pensionar militar de stat, cu diferențe majore până la 1 la 3 între pensionari care au activat în aceleași condiții. Acum a apărut o altă discriminare care este legată de faptul că în mod îndreptățit au crescut soldele de grad ale celor în activitate, însă acest lucru nu se reflectă și în pensii și apar și elemente nu numai cuantificabil financiar, ci din punct de vedere al moralei și mai ales al ierarhiei militare, pentru că la ora actuală gradul, mă refer la solda de grad a unui subofițer în Armata României, acelui în activitate, este peste solda de grad a unui colonel sau a unui general în rezervă sau în retragere. Și soluțiile ar fi la îndemâna clasei politice. Noi am adresat, noi fiind cei din forumul structurilor asociative, am adresat o scrisoare ministrului în care i-am propus în mod concret cum poate fi rezolvată o asemenea problemă, având în vedere fie o revenire la un articol care a fost anulat din legea statutului cadrelor militare, fie un amendament la legea pensiilor militare 223. Să sperăm că astăzi ministrul apărării, dar repet, ministrul apărării, își face timp să primească o delegație a celor din stradă, delegație care urmează să fie primită potrivit solicitării noastre pe timpul mitingului, pentru că mitingul va avea două etape, o etapă la Ministerul Apărării și o etapă la Camera Deputaților. Să sperăm că și Camera Deputaților, care a încercat rezolvarea acestei probleme, însă în ședința Comisiei de Apărare, Ministerul Apărării nu a fost de acord cu asemenea soluție și s-a ajuns, din păcate, la ieșirea în stradă. Este dureros și pentru noi să spunem 9 mai, mitingul rezerviștilor, 9 mai, ziua independenței, ziua victoriei, nu trebuie să uităm un asemenea lucru și, sigur, și ziua Europei. Chiar dacă și aici noi am început să sărbătorim și 9 și 10 mai, semnificația este aceasta. Deci este dureros pentru un militar să manifeste, în loc să fie prezent la ceremoniile dedicate acestor momente emoționante, și propunem și un boicot de participare la aceste ceremonii, pentru că, iată, nevoia de dialog direct nu a fost satisfăcută și a trebuit să ieșim în stradă. Adică nu este la nivelul demnității noastre, dar am ieșit în stradă și, repet, am ieșit în stradă nu numai rezerviștii din Ministerul Apărării și din Ministerul de Interne, și alături de noi sunt și veteranii din teatre de operații și cei răniți în teatre de operații, pentru că această măsură de discriminare cu privire la solda de grad ne afectează pe toți. Da, președintele Partidului Social Democrat, premierul Ciolacu, susține astăzi, va avea astăzi o ședință de guvern și vom vedea dacă vor fi făcute referiri la aceste proteste. Pentru că, domnule Falcă, l-am auzit pe domnul general Bălăceanu vorbind despre faptul că și militarii ar putea să boicoteze ceremoniile dedicate zilei de 9 mai. Dar haideți să-l auzim puțin pe Marcel Ciolacu. E interesant dacă va face referire la aceste proteste, dacă este interesat de faptul că sindicatele, ofițerii în rezervă, mai multe categorii sociale din România amenință guvernul cu proteste. Aprilie au fost investiții de 41 de miliarde de lei. Niciodată în istoria României nu a fost o asemenea sumă alocată pentru investiții, atât din fonduri europene, cât și din bugetul de stat. Actualul guvern și-a propus în bugetul de stat investiții de 110 miliarde de lei, respectiv 7,2% din PIB. Ținând cont că de obicei în lunile ianuarie și februarie
nu sunt lucrările cele mai intense, cu certitudine, anul acesta va fi pentru prima oară în istoria României când se va depăși procentul din PIB alocat pentru investiții. De aceea, totuși, aș dori astăzi o discuție, o analiză de progres împreună cu Ministrul Fondurilor Europene și cu Ministrul Finanțelor, atât pe jaloanele din PNRR, dar și pe fiecare obiectiv de investiții din PNRR, urmând ca săptămâna viitoare, împreună cu toți miniștrii și toate autoritățile. Premierul Marcel Ciolacu, vorbind despre succesul pe care înregistrează România în materie de investiții, nimic despre protestele pe care le pregătesc sindicatele. Unele dintre ele au deja loc, așa cum vedem în cazul Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere. Domnule Falcă, oamenii ăștia care protestează vor, în primul rând, dialog. Consideră că sunt ignorați, sfidați de guvern, că se iau niște măsuri față de care nu sunt deloc consultați. Sunteți un om politic cu experiență, cu o carieră longevivă. Totuși, cum vedeți, cum credeți că se vor solda aceste proteste în an electoral? În primul rând, trebuie să avem întotdeauna un respect față de pensionarii noștri, care sunt bunicii noștri, sunt părinții noștri, să avem grijă de ei, pentru că este poate cea mai dificilă perioadă a vieții și trebuie să fim uniți în jurul intereselor acestor oameni. Și eu cred că totul pleacă de la dialog și în același timp trebuie să lucrăm la nivel național, să aducem cât mai multe investiții, să dăm prosperitate țării, pentru că atunci când ai prosperitate, poți să îndeplinești doleanțele oamenilor. Eu mă bucur că prim-ministrul României vorbește de numărul mare de bani aduși în investiții, dar a uitat să spună că 90% sunt bani europeni. Deci România încă nu reușește să ducă mulți bani din bugetul de stat pentru investiții. Uniunea Europeană este partenerul corect al investițiilor din România, pentru că astăzi se lucrează în România la 750 de kilometri de autostradă pe bani europeni. Astăzi se lucrează la 1500 de școli pe bani europeni și pot continua numărul de proiecte generate de bani europeni. De acord, domnule Falcă, dar una e una, alta e alta. Ce împiedică pe reprezentanții guvernului să stea de vorbă cu veteranii de război, cu militarii, cu această asociație a cadrelor militare în rezervă? Pentru că ei nu sunt niște protestatari de meserie, nu sunt oameni prea vocali. Au așteptat momentul acesta simbolic pentru a-și exprima și ei nemulțumirile. Da, eu cred că trebuia de mult să aibă un dialog domnul ministru al apărării cu protestatarii, pentru că ei sunt sub armă și astăzi, indiferent că sunt veterani, ei au o legătură cu Ministerul Apărării și cred că acești oameni trebuie să fie respectați maxim. Domnul Matei, de ce i-a ignorat ministrul apărării pe militarii în rezervă care protestează azi? Da, în primul rând nu există vorba de ignoranță din punct de vedere al dialogului. Eu cred că e și ignoranță că n-a putut să estimeze, și adică ignoranță nu înseamnă ignorare. Eu vorbeam mai degrabă despre ignorare, adică faptul că oamenii aceștia spun că n-a existat niciun fel de dialog cu ei din partea guvernului sau a ministerului, e o minciună? Încă o dată, întotdeauna a existat dialog, inclusiv domnul președinte a menționat faptul că soldele au fost mărite. Sigur că nu s-au luat în calcul toate elementele, însă nu putem vorbi despre lipsa unui dialog între asociațiile profesionale și Ministerul Apărării, implicit domnul ministru Angel Târgu. Deci, din această perspectivă există deschidere, cu siguranță că astăzi va avea loc dialogul între reprezentanți și Ministerul Apărării și sunt convins că se va debloca această situație. Pe de altă parte, nu s-a finalizat discuția în Comisia de Apărare la Camera Deputaților. Dar de cât timp durează discuția asta? De cât timp durează această discuție care nu s-a finalizat? La Camera Deputaților, vă referiți. Nu am idee de cât timp, pentru că nu fac parte din Camera Deputaților și nu știu exact de când este proiectul de lege pe circuitul de legiferare. Dar din această perspectivă, din totdeauna
a existat dialog și vă asigur că există dialog. Deci nu în ultimul rând, guvernul și implicit Partidul Social Democrat, alături de partenerii noștri, Partidul Național Liberal, nu a considerat niciodată pensiile militarilor pensii speciale. Și cred că am demonstrat acest lucru prin dialogul și modificările pe care le-am adus la PNR. Domnul Matei, vorbiți de parcă ați reprezenta o altă țară, pentru că dacă vă ascultăm pe dumneavoastră și pe reprezentanții cadrelor militare în rezervă, discursurile sunt complet diferite. Oamenii ăștia spun că n-au fost băgați în seamă, că legea este plină de praf undeva într-un dosar în Parlament, că durează de foarte multă vreme această așteptare a lor, speranța că cineva va angaja un dialog onest cu ei. Acum, Ciprian Purice, lucrurile sunt delicate, pentru că situația în jurul României este una extrem de tensionată. Citeam o informație apărută în urmă cu puțin timp. Putin, în discursul său de ziua Victoriei, are grijă să îi adreseze niște săgeți otrăvite Maiei Sandu. România, după cum știm, este aici și ca o pavăză sau ca un avocat mai degrabă al Republicii Moldova, al siguranței acestei țări. Avem un rol în regiune, nu suntem de capul nostru. Recent, președintele Biden l-a rugat pe șeful statului să trimită niște sisteme Patriot în Ucraina și rezerviștii României sunt în stradă. În caz că se întâmplă, Doamne ferește, ceva, oamenii ăștia au o responsabilitate față de țara lor. Da, în primul rând trebuie spus că România cred că va fi prima și deocamdată singura care va interveni în apărarea fraților noștri de peste Prut, dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva. Deși șansele sunt foarte, foarte mici și asta e bine, ca să se întâmple ceva. Obiectivul lui Putin a fost pentru Ucraina, ni l-a spus de 1000 de ori, e și în strategia lor de securitate. În privința cadrelor militare în rezervă, sigur că ei au dreptate. În primul rând, în chestiunea dialogului. Pentru că nimic nu scuză reprezentanții statului în absența unui dialog. Adică, înțelegem, nu sunt bani, sunt probleme cu bugetul, cu deficitul, cu balanța de plăți externe, cu orice, dar măcar să vorbești cu niște oameni, să le explici, să ții niște angajamente pe termen mediu și lung, se poate. În același timp, trebuie să fim corecți, să prezentăm și niște cifre. Și anume, pensia medie, ultima versiune comunicată acum vreo 2 ani de Casa de Pensii Militare, pensia medie în BAPN e undeva pe la 4.000 de lei. Pensia medie a rezerviștilor din interne de la MEAI e un pic mai mare, undeva pe la 4.300-4.400 de lei. Pensia medie în zona cealaltă, să spunem civilă, ca să nu folosim termenul de pensii speciale, pentru că nu e nici corect și e și ofensator pe bună dreptate, în zona civilă pensia medie e undeva la 2200 de lei. Nu spune nimeni că o pensie de 4000 de lei, cam care e media astăzi în zona militară sau în zona de securitate, e o pensie mare. Dimpotrivă, e o pensie mică. Însă, dincolo, pensia este aproape la jumătate. Și atunci trebuie să privim lucrurile și din perspectiva echității. Sigur că militarii și polițiștii și toți ceilalți pe parcursul vieții au avut activităților profesionale, au avut o groază de restricții. În primul rând, n-au putut să-și iau un al doilea serviciu ca să-și asigure venituri mai consistente. Programul de lucru, sacrificiu, riscurile la care au fost expuși. E adevărat, dar totuși față de pensia civilă e dublu. Și atunci diferența cred că e un pic cam mare. Mai mult decât atât, să nu uităm că principalul beneficiu în zona de securitate, în zona militară, este oportunitatea de a ieși la pensie mai devreme decât în zona civilă, unde este vârsta de pensionare de 65 de ani, tocmai pentru că efortul psihic și fizic asupra militarilor este mai însemnat, în general, în medie, este mai însemnat decât în zona civilă. Dar dacă e să repet totuși aceste cifre referitoare la quantum, pensia medie militară e dublă față de cea civilă. Da, cu toate acestea, văd acum imagini, sunt militari în rezervă, vedeam și reprezentanții sindicatelor din penitenciare, din poliție, care cer demisii. Doamna Țoiu, doamna Oana Țoiu de la USR este de asemenea în legătură cu noi și mulțumesc foarte mult pentru prezență. Cartel Alfa anunță de asemenea un mare meeting astăzi la Baia Mare, iar motivul nemulțumirii lor este, citez,
Faptul că se iau decizii fără o consultare reală cu partenerii sociali, că rezultă din laboratoarele, din cabinetele guvernului legi discriminatorii care favorizează doar anumite categorii sociale, sunt nemulțumiri legate și de creșterea vârstei de pensionare, pe care sindicatele o consideră o lipsă de respect. Bun, suntem departe de marile mișcări sindicale care au zdruncinat Occidentul, dar totuși, în an electoral, nemulțumirile cresc, doamna Țoiu. Mai mult decât atât, trebuie să ne dăm seama împreună cât de grav este că avem în stradă, protestând, oameni care au fost în armată. De ce spun asta? Este pentru că sunt o categorie profesională a cărei întreaga carieră este bazată pe respectul față de autoritate, pe respectarea ordinelor, pe respectarea ordinii sociale. Faptul că avem oameni care au fost în armată, acum pe stradă protestând, este dovada clară a faptului că acest guvern este incapabil să aibă dialoguri civilizate la timp, indiferent de categoria profesională sau categoria socială cu care are de-a face. Și este rezultatul unor inechități cumulate de-a lungul timpului. La ultima recalculare a pensiilor militare în 2015 au fost păstrate inechități de-a lungul timpului care există și acum. Sunt practic pensionari care au avut grade similare, număr de ani egal și au diferența între pensiile lor chiar și de 1.000-1.500 de lei. Inechități care există și în sistemul contributiv. De asta vreau să clarific și poziția USR-ului pe acest subiect, pentru că am văzut în gura unor competitori politici această idee că noi am vrea să lăsăm militarii fără pensii, niciodată nu a fost vorba de asta, ci de asimilarea unor condiții corecte, unor reguli corecte care să fie potrivite cu cele din sistemul contributiv și, da, trecerea pe contributivitate și a pensiilor militare, care ar însemna pur și simplu că Ministerul Apărării să plătească contribuții pentru fiecare dintre angajații săi și în cazul în care vârsta de pensionare este mai mică, pentru că acesta nu e un lucru greșit, e un lucru corect. Trebuie plătite și contribuții proporționale cu asta, așa cum se întâmplă în zona civilă, de exemplu, pentru grupele de muncă. Există un sistem care poate să fie similar aplicat și în zona militară și avantajul pe care asta l-ar crea chiar pentru pensionarii pe care îi vedem astăzi în piață, este că în momentul în care se schimbă punctul de pensie, în momentul în care se indexează pensiile, nu mai poate să fie lăsați în urmă cu alte reguli cei care ne-au apărat țara. Începe campania electorală și e adevărat că această campanie începe cu proteste, cu proteste la ușa guvernului. Am văzut că la începutul ședinței de guvern, domnul Ciolacu n-a făcut nicio referire la protestele de astăzi, a vorbit însă despre comercianții, despre producătorii care așează pe rafturile magazinelor produse ale căror cantități au scăzut pentru a câștiga la preț, știți, un produs care costă mult mai care costă la fel, dar cantitatea este mult mai mică. Ne vom întoarce și la subiectul ăsta. Pentru că mâine începe campania electorală, vă recomand un reportaj foarte interesant publicat astăzi de Recorder. Este povestea de succes a unui om care a fost primar în România, într-un oraș foarte frumos al României, orașul Sinaia, timp de 20 de ani. 20 de ani în șir, omul acesta a fost primar la Sinaia. În consecință, a reușit să agonisească următoarea avere. Este vorba despre un castel pe care îl vedeți acum în imagini, un castel care nu e la Sinaia, deși Sinaia este o bijuterie a României. Da? E un castel din Franța. De asemenea, omul are un palat de 1000 de metri pătrați ridicat în mijlocul unei rezervații de arhitectură. Are o stradă construită pentru el singur. Este acuzat de licitații trucate, mă rog, și diferite alte lucruri care sunt mult mai puțin importante. Foarte interesantă toată povestea asta, Ciprian Purice. E vorba despre primarul orașului Sinaia, Vlad Oprea, 20 de ani de mandat de primar și, printre altele, bijuteria averii lui, un castel în Franța. Totuși, e un castelaș, așa, e mititel, pe lângă dimensiunea pe care, să spunem, am avea-o noi în minte dacă n-am vedea aceste imagini.
Ei, un domeniu frumos, evident, totuși. Sigur că da, evident, sunt ironic. Întrebarea pe care, în mod inevitabil, trebuie să ne o punem este dacă primarul orășelului Sinaia deține un castel în Franța, oare doamna Chiriac-Cior deține primarii orașelor mai mari din țara asta, municipii, reședință de județ sau marile orașe, gen Cluj, Constanța, Craiova, Timișoara, dacă omul de la Sinaia și-a luat castel în Franța? Ca să nu ne mai întrebăm ce ori deține cei care au fost miniștri sau șefi pe la casele de pensii, casele de sănătate, pentru că corupția endemică din România n-a fost rezolvată în perioada jihadului doamnei Chioveș și de la DNA, ba dimpotrivă, acolo deja toate semnalele sunt că n-a fost altceva decât o răfuială politică. Și poate dacă la un moment dat vom vrea cu adevărat să ne ocupăm de anticorupție, începem să oprim licitațiile trucate și să ne profesionalizăm pe zona de achiziții publice, că acolo e secretul. Până una alta, e o vorbă românească, fără a supăra pe nimeni. Hoțul neprins, negustor cinstit. Atâta timp cât domnul Oprea nu are nici măcar o anchetă penală în acest sens, noi suntem obligați să spunem publicului care ne urmărește că domnul Oprea a strâns bani, a pus deoparte, a agonisit și iată ce castel frumos și-a cumpărat în Franța. Pentru că altfel s-ar putea să ne sară cineva în cap de pe la ce... Dom'le, omul până una alta, dacă a fost ales timp de 20 de ani, domnule Falcă, este vorba despre o funcție, aceea de primar, care presupune o întâlnire a pretendentului la această funcție cu electoratul. Timp de 20 de ani, electoratul l-a votat pe acest om, indiferent la ce partid a fost, că aici nu e vorba despre partid. E vorba despre o persoană. Cum vi se par imaginile și informațiile publicate de Recorder, domnule Falcă? Da, eu am văzut ceea ce a publicat Recorder. Este vorba despre o clădire cumpărată cu 120.000 de euro, adică mai puțin decât jumătate decât costă un apartament în București, în zonele importante. Nu este o clădire pe numele domnului primar, Nu e asta metoda, domnul Falcă? E ceva pe numele cuiva în România? Bun, noi trebuie să spunem totuși adevărul. Da, e adevărat. Cine este în acte, este o altă persoană, autorizația de la primărie se vede pe pancarda din față că este pe numele altei persoane, faptul că primarul a fost prezent și el în localitate... Da, e metoda asta, săgeata. Toți, că se întreba Ciprian Purice, oare alții unde au castele, palate, domenii? Oare cât de mari sunt acele castele? Păi nu vom ști, pentru că de cele mai multe ori castelele alea figurează pe numele altcuiva. Domnul Falcă, nu e asta rețeta? Am scris o carte despre administrația locală, manualul alesului local, și această carte a fost finanțată de guvernul norvegian. Și acolo spun, și tot am insistat, că la un moment dat trebuie să discutăm de reforma administrației locale și reorganizarea administrației locale, că trebuie să vedem ce înseamnă limitarea mandatelor de primari, atribuțiuni, împărțirea atribuțiunilor de responsabilitatea primarului și a primăriei. Să faci ruptura aceasta, pentru că dacă reușești să faci această ruptură, nu mai ești în partea de achiziții, nu mai ai tentația care poate să existe la un moment dat și dai și încredere societății. Și cred că România în 2025, și datorită deficitelor mari bugetare, va avea obligația să înceapă și reorganizarea administrativă, și reforma administrației, și poziționarea statutului de primar, și relația primar-consiliu local, și relația primar-primărie, pentru că primarul este reprezentatul cetățenilor, primăria este o instituție care trebuie să... Poate cineva citește cartea dumneavoastră să înțeleagă că totuși 20 de ani consecutiv în funcție de primar, înțeleg că așa e cazul domnului din Sinaia, adică de 20 de ani e primar, înseamnă totuși o perioadă destul de... adică o perioadă care permite oricui să facă multe lucruri. Citesc din Recorder. Recorder a descoperit că firma Privacons SRL, deținută în acte de mama octogenară a primarului, că așa... asta e rețeaua.
E și săgeata, e și mama, mai apare și cât un unchi, și nepoți, știm de la Piedone, vom vorbi și despre el. Deci firma asta a încasat sume de ordinul sutelor de mii de euro de la oameni de afaceri care au câștigat licitații importante în Sinaia sau au obținut autorizații de la primăria condusă de domnul primar. Mă rog, vă recomand să vă uitați la acest reportaj. Domnul Matei, vi se pare frumos castelul ăsta? Ce, totuși, ce trebuie să facă un primar să obțină mandate timp de 20 de ani din partea alegătorilor săi? Da, eu nu văd imaginile dumneavoastră pentru că sunt la telefon și sunt în județ, însă din perspectiva mea, toate că nu există niciun fel de plângere. Ani nu s-a sesizat sub nicio formă cu privire la bunurile dobândite de domnul primar. Mi-e greu să cred și să comentez mai mult decât este cazul. În ceea ce privește cei 20 de ani pe care domnia sa i-a avut în fruntea urbei sale, lucrurile sunt foarte simple din această perspectivă. Locuitorii din Sinaia au apreciat actul administrativ al domnului primar. Ori e greu să comentez din această perspectivă în momentul în care sunt două lucruri distincte. Funcția aleasă și funcția numită. Aici vorbim totuși de un ales pe care locuitorii au considerat că este primul gospodar și trebuie să fie menținut în această funcție. L-am ascultat cu foarte mare atenție pe domnul europarlamentar Falcă, spunând că totuși trebuie să existe o limitare a numărului de mandate ale primarilor, mă rog, pe modelul mandatelor președintelui și așa mai departe. Cred că aici necesită o dezbatere și un dialog constructiv din această perspectivă, pentru că, repet, totuși vorbim de oameni aleși și limitând acest număr de mandate. Deci vreau să nu vreți să se limiteze numărul de mandate. Din perspectiva mea, pentru cei care sunt aleși, cred că este o îngrădire a dreptului fundamental de a fi ales și a candida la astfel de... Păi bine, dar și președintele e ales, nu? Și la el e îngrădit. Bine, dacă ar fi după... La Putin opinia nu e. La Putin e bine. Opinia mea este aceeași, în sensul că dacă oamenii consideră că tu meriți să fii în această funcție, nu cred că noi trebuie să umblăm și să îngrădim acest drum. Este doar, repet, o părere personală, dar am înțeles. Sunt deschis dialogului. Doamna Țoiu, și părerea dumneavoastră, ca să vă auzim pe toți pe tema acestei povești de Hollywood a primarului din Sinaia. Putem să înțelegem că într-un județ unde șeful PNL este cercetat pentru mită de 3-4 milioane de euro, cred că a luat domnul Dumitrescu despre asta, este acuzat pe o mită pe care o ceruse de 10 milioane de euro, că și primarii din subordinea dumnealui și-au făcut câte un castelat. Soluția la asta este confiscarea extinsă. Totuși, numai puțin, pentru acuratețe trebuie să spunem, repetăm că omul ăsta e primar de 20 de ani. Adică povestea lui e lungă. Oricine ar fi venit la conducere recent, conducerea Consiliului Județean, e mult mai junior decât el. PNL-ul însă împreună cu aceste metehne nu e chiar nou în Prahova cu abordarea asta. De asta soluția este legea pe care noi am depus-o în Parlament, care are nevoie de voturi ca să treacă, și presiunea publică în urma investigației poate să ajute în direcția asta, privind confiscarea extinsă a averilor dobândite ilicit, inclusiv mergând până la rudele de gradul 1 și 2, pentru că asta este sistemul și rețeaua pe care acești oameni tind să o folosească ca să încerce să-și ascundă averile. Mulțumesc foarte mult, facem o foarte scurtă pauză. Vă spuneam, Putin îi transmite astăzi un mesaj Maiei Sandu. E un mesaj plin de subînțelesuri și săgeți. Astăzi, de ziua victoriei, Putin și-a etalat din nou supremația, armamentul. A vorbit despre faptul că Rusia este pregătită să facă față oricărui tip de amenințare în cadrul celebrei parade militare care are loc de fiecare dată astăzi pe 9 mai. Ne întoarcem cu acest mesaj de ultimă oră adresat de Putin către președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în câteva minute. Ura!
Astăzi, de ziua victoriei, Vladimir Putin a trimis scrisori către liderii mai multor state, inclusiv către Maia Sandu, căreia îi cere să oprească orice încercare, citez, de a denatura sau de a uita istoria noastră comună. Am încheiat citatul. Este un mesaj pe care Putin îl transmite astăzi celor care, de asemenea, citez, în ani grei de război, au luptat cu curaj pe front și au lucrat dezinteresat cu prețul unor sacrificii și greutăți colosale, aducând mult așteptata victorie mai aproape. Îi mulțumesc foarte mult doamnei Ana Guțu, este deputat, fost deputat în Republica Moldova. Bună ziua, doamna Guțu, mulțumesc pentru intervenție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Putin spune așa, doamna Guțu, din nou citez. Este important să oprim orice încercare de a denatura sau de a uita istoria noastră comună. Și bineînțeles să păstrăm cu grijă și să transmitem generațiilor următoare glorioasele tradiții de prietenie și asistență reciprocă care i-au ajutat pe tații și bunicii noștri să reziste cu onoare la încercări militare dificile și să zdrobească nazismul. Această zi a victoriei are loc într-o perioadă în care, doamna Guțu, serviciile secrete occidentale au avertizat că Rusia declanșează pe teritoriul Uniunii Europene și nu numai un adevărat o ofensivă importantă în materie de sabotaj, spionaj, de infiltrare în nenumărate medii. Rusia, care este foarte interesată mai ales de țările în care anul acesta au loc alegeri, de România, de ce nu? Vine și acest mesaj transmis către Maia Sandu astăzi. Cum îl vedeți? E un mesaj tradițional pe care Putin îl transmite în fiecare an? Sau există ceva în subtext, ceva ce trebuie decriptat? Păi orice mesaj și orice text scris și mai ales orice epistolă poate fi interpretată și putem face exegeze politice, exegeze literare, filosofice și așa mai departe. Dar am urmărit cumva unele momente de la parada militară de astăzi la Moscova. Pentru prima dată în ultimii ani Putin a făcut baie de mulțime, deci până în prezent nu l-a mai văzut nimeni să facă așa ceva. Pare a fi în formă, nu este deloc moșnegelul cela care se acoperea cu o păturică la una din ultimele parade. Exact. Cel despre care multă lume spunea că ar fi suferind, că ar fi bolnav. Exact. Deci e un alt om, eu personal consider că este un alt om și nu este deloc o teorie conspirațională, cu atât mai mult că ceea ce se întâmplă acum în Europa, mă refer la sabotaje de tot genul sistemelor digitale ale aeroporturilor, apariția a foarte multor spioni în spațiul Uniunii Europene, sunt de câteva ori mai mulți decât pe timpul războiului rece. Acest război hibrid a fost cumva, nu că prezis, despre el s-a vorbit foarte mult în sursele deschise ale disidenților ruși, insiderilor mai cu seamă, și era de așteptat ca această ofensivă rusească să înceapă. Iar parada de astăzi se înscrie perfectamente în discursul imperialist al rușilor, care niciodată nu a încetat să fie imperialist și velicorus și jovin. Pentru că nu poți vorbi despre victorie și despre sacrificii atunci când duci un război de agresiune împotriva fraților tăi slavi. Ucrainenii sunt slavi. Deci mi se pare culmea ipocriziei, lașității și ceea ce face Rusia de fapt este un terorism neo-imperialist. Haideți să ne întoarcem puțin la șovinismul rus. Să ne întoarcem la mesajul adresat Maiei Sandu. Da. Cum îl vedeți? Deci e un fel de mesaj de eu îl văd ca o preîntâmpinare, ca un avertisment, fiți atenți la ceea ce faceți, că nu-și bate el capul despre istorie sau rescrierea istoriei în manuale de istorie școlare în Republica Moldova. Deci să nu uităm că asta a fost și băgați de seamă, Doamne ferește, nu cumva să îndrăzniți să faceți ceva, să vă rupeți de această istorie comună între ghilimelele de rigoare, că istorie comună, ce-a fost istoria comună cu lumea rusă pentru noi? Au fost deportările, foamea organizată, genocidul pe care l-au organizat rușii aici pe teritoriul fostei Basarabiei, actual teritoriu al Republicii Moldova. Dar există și oameni care au căzut pradă acest
acestei propagande și ideologii, care astăzi, într-adevăr, sărbătoresc Marea Victorie și care consideră că fără ruși această victorie nu ar fi putut să fie obținută. Eu vreau să vă zic că, din experiența familiei mele, bunicul meu pe linia maternă și unchii mei pe linia paternă au luptat în cel de-al doilea război mondial, după ce au venit rușii în 44 și i-au înrolat în infanterie. Deci au fost carne de tun. Au fost carne de tun pentru generalii ruși, care și-au dorit să fie primii ei în a arbora steagul roșu deasupra Bundestagului. Deci generalul Zhukov nu a precupețit această forță umană care venea din toate republicile fostele sovietice ale Uniunii Sovietice, care erau aruncați în prima linie. Deci nu erau aruncați criminalii sau erau aruncați bunicii noștri, unchii noștri care au participat. Doamna Guțu, se vorbește tot mai mult despre un scenariu de rupere în bucăți a Republicii Moldova după modelul Transnistriei. Pentru că, evident, Putin este enervat de fiecare dată când se înregistrează progrese, când se vorbește despre apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Există posibilitatea unui astfel de scenariu, nu știu, în Găgăuzia, de exemplu. Nu cred. Deci, după mine, Republica Moldova a fost deja sfârșiată atunci în 92, odată cu războiul din stânga Nistrului și odată cu formarea zonei secesioniste, așa zis la Transnistria. Dar Găgăuzia nu va pleca nicăieri, că este un teritoriu discontinu, nici măcar nu este foarte compact, un teritoriu mic și oamenii simpli din Găgăuzia, absolut nimeni nu se va ridica să zică ceva sau să-și dorească unirea cu Rusia. Ei încearcă, prin partidele proruseșor, dar un nou front fierbinte aici în Republica Moldova nu este posibil să izbucnească acum. Și vă spun de ce. Scenariile Kremlinului, care este pe făgașul redistribuirii serielor de influență în Rusia, ei acum își bat capul de Kremlin, nici de Crimea măcar nu le mai este, nu-și mai bat capul de Crimea, pentru că trebuie să se lămurească ei între ei acolo la Kremlin. Sunt ca niște câini răi care au început între ei să se certe și vor să-și abjudece o parte din camamberul puterii. Bun, dar la începutul lunii martie, Putin spunea că Rusia este direct interesată în, citesc din nou, protecția intereselor locuitorilor din Transnistria, care reprezintă o prioritate pentru Moscova. Nu este o prioritate. Acum chiar nu este o prioritate pentru ei și nu se va întâmpla acest lucru. Este opinia mea personală, dar mă informez din foarte, foarte multe surse. Pentru că vine ajutorul american în Ucraina, pentru că Rusia va trebui să facă față și avionilor F-16 și sistemelor de apărare antiaeriană Patriot și așa mai departe. Și are alte, vă zic, acum Rusia are alte, Kremlinul are alte probleme, ei trebuie să investească noul guvern și să vadă ce fac și cum fac, pentru că cel care va fi prim-ministru este posibil să ulterior să devină succesorul lui Putin. Marile minciuni și marile mașinații care se fac în interiorul puterii la Kremlin sunt un fel de vestigii ale istoriei țariste a Rusiei, când au existat și țari fauși, iar același Elțin, când a fost ales pentru al doilea mandat, era foarte, foarte bolnav și a fost o conspirație a propriei sale fiice și a oligarhilor pentru a-l păstra pe Elțin încă un mandat la putere, dar nu le-a reușit. Au ascuns și boala lui și incapacitatea lui de muncă. Deci nu m-aș mira dacă exact aceleași lucruri se petrec acum la Kremlin, iar băiețul Săltăreț, care astăzi s-a plimbat pe Piața Roșie înconjurat de pseudo-veterani, pentru că adevărații veterani au murit de mult. Cel care s-a născut, de exemplu, cu 17 ani până în 1944, trebuie să aibă deja 95-96 de ani, ceea ce este o raritate. Acum și care sunt acolo sunt doar bătrânei, poate niște... Au fost astăzi la Chișinău câteva proteste organizate de proruși.
Era de așteptat, dar ei nu vor reuși să facă nimic. Sunt puțini, sunt plătiți, oamenii nu vor violențe și nu vor război. Credeți-mă, oricât de tare l-ar iubi pe Putin și oricât de tare și-ar dori unirea Republicii Moldova cu Rusia, lucrul ăsta nu este posibil să se realizeze doar cu forțele interne, coloana 5-a care există astăzi aici pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea, dumneavoastră, știți foarte bine că eu pledez pentru unirea Republicii Moldova cu România până în frontiera controlată pe Nistru, care ar fi o soluție genială, de simplă și corectă pentru noi, românii din Republica Moldova. Mulțumesc foarte mult, Ana Guțu, pentru intervenția dumneavoastră. Scurtă pauză și ne întoarcem în țară, în mijlocul luptei electorale, despre un incendiu care a izbucnit în piața Rahova, recent inaugurată de piedone. Piața Rahova, care nu are aviz la incendiu. Stelian Negra de la Newsweek scrie că piedone nu și-a învățat lecția după colectiv și ne întoarcem asupra acestui incendiu. Vă vom arăta și imagini cu Marcel Ciolacu la Buzău, într-o comună în care a dat startul campaniei electorale, cu mici bere, pupături, îmbrățișări, strâns în brațe al copiilor, muzică populară, Marcel Ciolacu primit ca un fel de fiu al satului la Buzău. Revenim după o scurtă pauză.